Cine e șeful? Ne-au făcut țara de râs? Nu, că nici n-au apucat. Avionul a fost doborât înainte de aterizare. Doborât? Și ei nici n-au vrut să plece. I-am trimis la moarte. Zice, ți-ar fi far focul. Care ați băzgărit pe așa parte? Că vă renorocesc. N-ați murit. N-am murit, dar eu mor eu acum. Care nu te-ai spălat, mă, de putea așa? Domn sergent, putea mort. Rectific. Bă, care ai murit de putea așa și nu te-ai dus te îmbalsamezi? Auzi, domn sergent, să nu fi făcut vreo glumă ca aia din reclamă ca să-și aducă pipița aici. Rectific. Care ai făcut puțiciunea asta ca să-ți aduci gagii-cagii, repede? Mărlane, tu ești singurul care visezi să-ți aduci pipițe aici, că ale noastre sunt vis-a-vis, băbălăule. Eu aș fi știut dacă aduceam gagică în unitate, băbălăule. Atunci nu și-a adus nimeni pe nimeni, băbălăule. Să mor tu! Și aia de lângă ușă, cine a chemat-o? Aud? Ia, pupă, aprinde lumina, să, că dacă e miștoacă, o păstrez pentru mine. Foarte tare, Vandame. Ăsta insinuează că noi trebuia să dăm colț în avionul ăla, nu? Bă, tâmpitule, astea-s grube, ce vă, era să mor de inimă, tâmpitule. Mă scăpai pe mine de o grijă, Mărlane. Bă, și-o dă dragul ăsta și-a făcut roșii de sintetizator de voce. Bravo, bă, Vandame. Ia uite, bă. Mamă, și-a făcut roșii de mână de mort. Unde găsi tău, bă, în târg? E mâna mea, idiotule. Păi cine faci tu, idiot, bă, idiotule? Vandame, ce faci? Dai drum superior? Domn sergent, nu cred că-i Vandame. Trașcă, te nebunesc. Domn sergent, nu cred că-i om. A, e puraș. Auzi, fei, dacă mai faci glume de-astea, te găsește dracii. Sau vrei să mă pui postura să pomnesc o gravidă? Dă-ți aia jos imediat. Dă-o tu, șmechere. Ai văzut moartea, ce ai? Ce mai e nebunit? Da, șefă, e adevărată. Bă, voi credeți că mie mi-arde de farse la miezul nopții? Nu-i nicio farsă, șef, uitați-vă numai ce față are și cum miroase. Mărlane! Hai că n-am timp să mă prezinți la toată unitatea. Faceți-vă bagajele și hai să mergem. Unde? Cum unde? Pe lumea cealaltă. Ori vă închipuiți că am venit să vă iau în vacanță pe litoral, la Bulgari? Tu, dar eu nu vreau să mor. N-am venit pentru tine, tataie. Auzi? Pregătește-te. La cât fumezi, urmezi foarte curând. Doamnă! Promit că de astăzi o să mă las de fumat. O să fiu antitabac. Auziți? Dacă tot n-ați venit pentru mine, pot să plec? Du-te. Ah, sărut mâna. O sărut altă dată. Sărut mâna, sănătate. Șeful ne lăsa și așadar, să vedem cine e pe listă. Două legături de ceapă, două de pătrunjel, o jumătate de kil de bur. Aoleu, nu, asta e de la... Mărlanu! Gogașa!
pupăză și trașcă. Eu nu sunt pe listă, eu trăiesc! Dar nu mi se pare cinstit, el de ce nu e pe listă, tanti? Pentru că el nu trebuia să fie în avionul care s-a prăbușit. Adică mi-a scăpat degeaba de accident? Cum așa ceva? Mie îmi pare rău, erați pe lista morții, așa că trebuie să vă iau pe mine, nu mă păcălește nimeni, da? Hai, că mai am și alți clienți și să mergem odată, da? Trașcă unde e? Să-l chem? Mă, nu să-l... Pă, trași că l-am... Să-l chem eu, Bă, trașcă, bă, tu ai copil, bă, ieși pe casă, mor, Doamne ferește! Și ce vrei, Mârlane? Cum vrei să păcălească bibiloiul meu moartea? Trebuie să găsească o metodă pe care să-i fure lista lui moartea! Adică are o listă? Ea nu ține minte numele? Cum naiba să le ție minte? Că e milioane de oameni pe care trebuie să-i ia! De fapt, unde să le țină minte? Că n-are creier. Că moartea n-are creier, are coasă. Și dacă tu-i furi lista, e pa și la revedere. N-o să mai știe pe cine să ia, hă? Lu moartea? Exact! Ce-ai, mă? Super poanta! Hai, culcă-te și vorbim mâine dimineață. Auzi, toate gravidele o luați așa razna? Mă, tu chiar nu mă crezi? Du-te să vezi! Moartea e în unitate! Făi, dacă tu ești asternică de la burta aia mare, eu nu-ți permit, da? Și mai subțire cu acuzele că eu nu dorm în post. În unitate n-a intrat nici pasărea. Omule, cum să-ți explic eu ție? Vorbim despre moarte! Aia este invizibilă! Aha. Și când te-ai trezit erai udă, ți se rupsese apa. Acum mă crezi? Aha. Auzi, da, dacă vrei să-i rup lista aia, mai dă ceva. Hai, dă-i pe toți, că oricum n-ajung. Trașcă, nu mai are ceva? Da, spuneți-ne măcar unde mergem. În rai sau în iad? Doi în iad, doi în rai. Dar să vedem care unde merge, că nici eu nu mai știu prea de rost. Uite. Așa. E semn rău. Așa. Mamă, ce urât ești! Chiar zici că ești moarte, auzi? Țeapă, fraierul, s-a dus lista, să te vedem acum ce faci! Ce mă, da, am scăpat? Păi fără lista, bani, are pe cine trebuie să ia! Ia, hai să ne amestecăm, să vezi, să vezi că nu mai știe nimic! Ia zi, fă-i acu! Mârlanu, gogoașă, pupăză și trașcă. Mai ai o listă? Nu, Mârlanu, asta e singur. Păi și atunci aia de-o mâncă v-a dat mecerea. Anexa în care scria cine merge în iad și cine merge în rai. Mă rog, dacă nu mai lista, am să vă aleg eu. Antantirin, nu asta. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe burta lui schia, mergi în iad chiar dumneata și dumneata. Ce vorbești? Bă, moarte-o! Vezi cum fi noi morți, dar proști nu suntem. Atâta timp cât n-ai o listă clar cu cine merge și unde, nu mergem nicăria, bă! Nu vrem să ne despărțiți. Dacă e să mergem undeva, mergem toți patru, da? Că noi suntem camarazi. Corect. Bravo, pupăză. Bravo, camarade. Bravo, gogoașă. Camarade, noi suntem prieteni, domnule. Suntem toți pentru unul și unul într-un loc. Toți într-un... Mă rog. Nu se poate. Și pe cât faci pariu că se poate? Uite, dacă ne sinucidem, o să mergem în iad toți patru.
Oh, păi n-am eu norocul ăsta să vă sinucideți. Păi m-ați scutit de un drum. Care drum? Cum care drum? Pe lumea cealaltă. Nu trebuie să scot lista duplicați. Ha? Lista ruptă? Da. Atunci du-te, că noi nu ne grăbim. Mai stăm, ne mai gândim. Du-te... Auzi, șeful? Am mai câștigat o zi. Mare scofan. Dragi, bă, de gură, ce ești, fraier, că poate o dă șefii afară pe motiv de incompetență și atunci nu mai vine, am scăpat. Da, dar dacă vine? Dacă vine... Van Damme să ne scoată de rahat, că tot el ne-a băgat. El a dat drumul la poartă. Ce erai, mă? Da. Vezi, poate îi dai raportul lui aia cu casa că fumezi, că te omor. De fapt, ce să te omor eu? Că ești deja mort. O să scriu pe mormânt, loser, cu spray. Nu zic, șeful. Vreau să vă rog dacă pot să vă rog ceva. Ce, mă? Rugămintea mea e să vă rog să-l mutați pe Van Damme 2-3 zile la morga de la spitalul militar. De ce? Am eu un plan. Stai să vă zic. Ia uite, mă, ce de tablou. Zici că e muzeu aceea, nu morgă. Wow. Liniște. Dacă află cineva că v-am deschis, fiți atenți, când fluier, vă tirați. Adică... Auzi, șeful, dumneavoastră chiar v-ați luat după Van Damme? Credeți că moartea nu o să-și dea seama că sunt alte corpuri? După ce să-și dea seama, mă, fătălăule? Tu nu vezi că toți e mutilați? Moartea nu ne ține minte numele, bă, dar minte să ne mai cunoască după semne particulare. Dacă păcălim moartea și de data asta suntem cei mai tari. Șase. Pitiți-vă, mă! Hai. De ce ai plecat tu de lângă mine fără să-ți faci testamentul? Că scorpio eu, domnăta, n-o să-mi dea nimic cu ce-mi plătesc eu cabrioleta. Doamnă, vă rog, plângeți puțin mai sus, că mă excitați. Doamne, iartă-mă, m-ai fi speriat. Era să mor de inimă. Era pe drag. Stai liniștit că eu știu mai bine ca tine când trebuie să mori. Unde-s morții mei? La morgă! S-au sinucis cu toții că au vrut să plece împreună dincolo. Păi și nu puteau, mă, să spună înainte să plec? Ha? Să mă duc să fac duplicat la lista aia. Au mai aflat și șefii mei că pierd liste ca proasta, ca idiota, ca tâmpita, ca... Le-ai spus că ai pierdut-o. Păi ce vrei să fac? Ce vrei să spun? Că mi-a rupt lista un muritor? Vrei să ajung la spațiu vers? Doamnă, nu puteți intra așa! Bă, nu cumva tu ești ăla care mi-a rupt lista? Nu, mă confundați și eu tocmai plecam acum. Ia, stai puțin. Unde sunt soldații aia sinuciși? Pe semne n-au ajuns. Or fi la slujbă. Alo? La aia care se sinuci nu se face slujba. Bă, tântălăule, tu îți bagi joc de mine? Tu crezi că eu am atâta răbdare? Eu trebuie să iau toți morții din România, ai înțeles? Și
eu atunci pe soacră mea, de ce morții tăi noi ei? Ai omorât-o? Păi dacă m-am jurat... Aoleu, dacă nu era pe listă, Tonio, cred că am... Am îmbulinat-o. Nu mai căuta că nu era pe listă, proasto! Trebuia să trăiască până la 90 de ani din asigurarea de viață al bărbasului. Iartă-mă, Doamne, promit că e ultima gafă pe care o mai fac. Păi ce faceți, bă, că i-am zis lui aia că sunteți la morgă? Fugă acolo că e în spume! S-a dus deja la morgă? Să mergem repede să facem rost de cadavre! Repede! Nu sunt la morgă. Unde sunt? Că te umor. Atât îți trebuie. Era o metaforă, șeful. Unde sunt? La morgă. Acum le-au dus corpurile. Calmă, calmă, că tu ți-ai ales meseria asta. Fii calmă, dragă. Gata, și acum plecați naibii de aici, că mi-ați făcut morga bulevard. Hai, hai! Carcalete? Bă, ce da, s-au lăsat? Ce-a uitat, mă? Să-mi lase niște formuli, să mă-i dau pe ei, să nu coclească. Las că iau eu, nu e nevoie. Care sunt? Cred că ăștia patru. Nu? Ia să vedem. Trașcă, mârlanu, pupăză, gogoașă. Sunt, nu? Pe hârtie, da. Să vedem dacă seamănă și cu cine știu eu. Cu cine știi? Dar cum s-au sinucis, frate, ăștia de arată așa? Cu dinamită. Și-au băgat în gură. Să nu se mai chinuie. Nu mă omoră, te rog, că spun tot ce știu. Nu te omor, fătălăule. Dar ce faci cu... Ca să tai legătura dintre suflete și corpuri. Gata, șeful. Puteți să le luați. Bine că am scăpat de idioții ăștia. Pe cine mi-ai trimis aici, Tuanto? Oamenii de pe listă, șeful. Mârlanu, Pupăză, Trașcă și Gogoașă. Să mor tu! Ia uite-te la plăcuțele de identificare de la mâini. Bubulete! Eh, Cărcălete! Dar cine-s ăștia? Pe mine mă întreb incompetent-o! Te omor, nenorocitule! S-o crezi tu! Ești destituită! Mersi, Doamne! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Eu cred că moartea asta ne-a uitat aici pe pământ, mă. Eu m-am săturat, mă, de bătrânețile astea. Mă doare toate alea, mă doare în cos, mă doare în... Am uitat. Tu cine ești? Wow, wow! Bre! Gogoașă mă cheamă, lui! Bre! Bine, madame, nu vrei să rogi matele pe colega ta, nouă, care te-a înlocuit? Să-i aduci aminte de noi, că ne-a uitat aici, pe pământ! În primul rând, madame e măta. În al doilea rând,
Pe mine nu mă mai interesează nimic. Sunt la spații verzi. Marfă visă, nu? Care vis, domn sergent? Că e dita mai coșmarul. Uite, m-a și luat cu fior pe șira spinării. Ce aveți, mă? Stați să vă arăt halatul de box pe care l-am primit. E așa nașpa? Să nu fi făcut vreo glumă ca aia din reclamă ca să-și aducă pipița aici. Rectific, care-i făcut vreo glumă să-ți aduci putoarea aici? Mărlane, tu e singurul care vise să-ți aduci putoarea aici. Ale noastre sunt vis-a-vis. Bă, bălăule. Las că-i bine. Și dracu, mă, că era bine. Le faci. Curvele noastre sunt dincolo. L-am văzut și pe ăsta. Ce zic că-ți ai putoarea ale noastre? Uite-mi și furiaie. Bă, voi credeți că eu am chef de farță în miezul nopții? Nu știu, eu cred altceva. Cred că mă bălbuiți. Uite asta, v-am zis că e adevărată. Mi-a dat tanti. Mi-a rămas tanti. Da, șef. În sfârșit, i-ai zis pe nume.